Salutare dragilor, bine v-am găsit la un nou videoclip. Astăzi o să vă arăt cum se leagă marfa pe care am încărcat-o astăzi. Vedeți îndată despre ce este vorba. O să am nevoie de 5 chingi. Opa, nu aici. Aici în colțari. Așa. De aici. Nevoie de 5 chingi. 2 3 4 și 5. Cred că 5 sunt suficiente. Așa. Așa. Închidem asta. Bun. Haideți să ne ducem la cabinuță. Adică remorcă, pardon. Ia uitați și voi ce am încărcat eu aici. Ha? 26 de tone de fier beton. Hai să punem una aici. Să mai punem una aici, chiar la lemn. Să mai punem una aici. Și încă una pe aici și una spate. Nu prea are voie să fugă marfa asta pentru că e foarte, foarte grea. Până aici. Am nevoie de 5 clicheți. Trei. Și încă unul. După aia luăm unul chiar din spate, nu-i problemă. Deci, unul aici. Unul aici. Unul aici. Și unul aici. Sper că se vede bine video-ul, e foarte întunecat afară. E 9 dimineața, dar e foarte norat aici la Paris. Hai să vedem. Desfacem rapid această chingă. Și ca de obicei, aceeași manevră de prindere a chingii, pe care ați văzut-o și în videourile trecute. Auziți și voi ce sunet urât scoate fabrica asta. Deci, nu e greu de asigurat marfa asta. Dacă aveam loc un pic, băgam o chingă și pe aici și o scoteam pe dedesubt să prindem un pic și fiecare rolă pe deasupra. Dar dacă nu avem această posibilitate, atunci prindem numai așa. Și e suficient. Da. Aștia sunt bocancii mei de lucru. Siguranță și protecție. Da, trebuie. Aveam și cască pe cap, dar acum a trebuit să o înlocuiesc cu camera de filmat. În astfel de fabrici n-ai ce să cauți fără cască, bocanci. Una, că nici nu te lasă de la poartă să intri. Dacă n-ai, adică dacă n-ai, îți dă ei, dar n-ai ce să cauți fără. Numai bocanci nu-ți dă ei, bocanci trebuie să ai tu. Așa. Hai să punem așa după fier. Hai să-l punem așa, de fapt. Să țină un pic fierul ăla, să nu dea voie să fugă în spate. De fapt, știi ce? Pe mine mă interesează mai mult pe frânare. Că nu demarez eu așa, astfel încât să-mi fugă marfa. Pe mine pe frânare mă interesează.
Ok. Pentru cei care mă întrebați, am băgat bine. Așa. Cei care m-ați întrebat cum se pune programul acum la camion în timp ce eu leg marfa, ei bine, acesta se pune pe ciocănele, adică alte activități. Acesta nu face parte nici din conducere, nici din pauză, din cele 13 sau 15 ore ale mașinii, adică cele 15 ore de lucru. Da? Pentru că ai 13 ore de lucru în care te încadrezi tu și pe care îl folosești cum vrei, adică cum îți permite munca, bineînțeles. Dacă stai, să zicem, 5 ore la încărcare, din 13 ore îți mai rămân 8 ore de condus, nu? Din care mai faci o pauză de 45 de minute, care și pauza intră la 15 ore de lucru. La 13 ore de lucru, pardon. Sunt câteva chestii pe care nu prea pot eu să vi le explic așa din gură, eventual un desen ar fi ok, sunt explicații și pe internet, dar numai din vorbe nu poți să înțelegi 100% și mie mi-ar trebui foarte mult timp să învăț acest lucru. Am urmărit și o videoclipuri, dar nu m-au ajutat. Pot să spun că instructorul auto m-a făcut să înțeleg această chestie cu orele de lucru, cu alte activități și așa mai departe. Și da, dacă nu pui alte activități deloc, atunci poliția, vă dau un exemplu, poliția franceză, când te oprește, îți cere CMR-ul, se uită la ora și la data când l-ai încărcat, iar tu dacă n-ai ciocănelele la acea oră, la acea dată, amenda este maximum 1500 de euro. Și am avut probleme, dar cumva le-am rezolvat. Am uitat să pun în Italia. Da? Deci în acea zi am uitat să pun absolut niciun ciocanel am avut. Am descărcat, am încărcat la aceeași firmă. Și m-a chemat la el în mașină, mi-a tradus din franceză în română ceea ce scrie acolo și amenda era maxim 1500 de euro. Pentru mine zicea că e 750 de euro. Și pentru manipularea incorrectă a tahografului se numește această sancțiune. Adică nu știi să-ți faci programul de lucru, nu știi să lucrezi cu tahograful, ceea ce se învață la atestate. Indiferent că e el cu diagramă sau cu card, da? Și am sunat la mine la firmă, i-am dat pe cineva de la birou din Spania, care știa să vorbească foarte bine franceză, și i-a spus dacă poate să mă ierte din cauza că am avut o zi grea și pur și simplu m-am luat cu altele și uite că am uitat. Și uite, a fost foarte, foarte de treabă, înțelegător, ca să spun așa. A fost foarte înțelegător și pentru că restul programului, cum ar veni pauze și condus, le aveam foarte în regulă. Adică pot să spun că aveam o medie de 8 ore de condus pe zi din 9 și câte 12-13 ore de pauză. Da? Deci a văzut că e ok și mi-a spus că pentru chestia asta, că n-am tras în blană, m-a iertat, dar au zis că să nu se mai întâmple astfel de chestii. Na, astea fie spuse, ne-am luat și cu vorba și cu asta și am terminat. Aici trebuie să pac până sare ăla, așa,
Deci cam asta e, ăsta deja s-a rupt. Vedeți voi, dar nu mă interesează pe mine. Hai să vedem dacă pot să închid acum de copacul ăsta. O să-l șifonez un pic, dar asta e. Bun. Astea fiind spuse, dragilor, eu vă mulțumesc pentru vizionare și vă aștept la următoarele videoclipuri. Ciao!